Cei șapte corpi, de frații Grimm. Un om avea șapte copii, toți băieți, dar nicio fată, deși și-ar fi dorit foarte mult una. Până la urmă, într-o zi, soției dădu de veste și peste câteva luni născu o fetiță. Fericirea părinților fu mare, dar fata era foarte mică și slabă, așa că părinții hotărâră să o boteze imediat de frică să nu moară. Tatăl îl trimise pe unul dintre băieți la fântână să aducă apă pentru botez. Ceilalți au vrut să-l însoțească și, întrecându-se, le căzu ulciorul pe fundul fântânii. Neștiind ce să facă, se temeau să se mai întoarcă acasă. Văzând că întârzie, tatăl se impacientă și spuse: "Sigur, împielițații ăștia se joacă și au uitat de apă." Din ce în ce mai îngrijorat că îi va muri fica fără botez, țipă într-un acces de furie: "Sper să vă întoarceți, scorbi!" De-abia rostiră buzele sale aceste cuvinte, că se și auzi un fâlfâit în aer și, ridicându-și ochii, văzu șapte corbi negri ca noaptea, care zburau spre cer. Părinții nu mai putură repara efectele blestemului și rămaseră îndurerați de pierderea celor șapte fii. Îi mai consolă compania fiicei lor, care, trecând peste pericolul primelor sale zile, devenea din ce în ce mai frumoasă. Mulți ani nu știu nimic despre existența celor șapte frați, pentru că părinții aveau grijă să nu-i pomenească în discuțiile lor. Până într-o zi, când auzi vorbind niște vecini care spuneau că e foarte frumoasă, dar și vinovată de tragedia fraților ei. Foarte tristă, fata își întrebă părinții dacă avusese vreodată frați și ce se întâmplase cu ei. Părinții nu mai putură păstra secretul, dar o asigurară că și ei fuseseră foarte mâhniți de atunci și că le-ar plăcea să-și revadă fiii. Oricum, fata se simți vinovată și crezu că era de datoria ei să-i caute. Nu mai avu odihnă nici liniște până când, într-o zi, fără să spună nimănui, plecă în lume să-și caute frații, dispusă să-i elibereze. Locuia doar un inel al părinților ca amintire, o bucată de pâine ca să-și potolească foamea, o cană pe care să se așeze dacă ar fi obosită. Și ajunse la soare. Soarele era teribil și arzător și mânca fetițe mici. Fugi și ajunse la lună, care era rece, crudă și răutăcioasă. Când o văzu pe fată, spuse: "Miroase a carne de om." Plecă de acolo în mare viteză și merse la stele, care, drăgăstoase, stăteau pe câte un scaunel și o primiră cu bucurie. Luceafărul de dimineață se ridică și spuse, în timp ce îi dădea o gheruță de pui: "Cu asta vei putea deschide muntele de cristal." Ajungând la muntele de cristal, găsi poarta închisă și căută gheruța de pui, dar când desfăcu batista, constată că era goală, pierduse cadoul de la stea. Ce să facă acum? Vroia să-și salveze frații, dar nu avea cheia ce descuia muntele de cristal. Atunci îi veni o idee. Îi introduse degetul mic în încuietoare și poarta se deschise. La intrare, un pitică o întrebă: "Fata mea, ce cauți aici?" "Îmi caut frățiorii, care sunt șapte corbi," răspunse ea. Piticul adăugă: "Domnii corbi nu sunt acasă, dar dacă doresc să aștepți până se întorc, intră." Piticul așeză atunci mâncarea pentru cei șapte corbi în șapte farfurii foarte mici și băutura în alte șapte pahare la fel de mici. Și din fiecare farfurie s-or agustă câte puțin și sorbi din fiecare pahar, iar în ultimul lăsă să cadă inelul pe care îl luase din casa părintească. Deodată se simți în aer un fâlfâit și piticul explică: "Acum sosesc domnii." Și așa se întâmplă. Corbii intrară înfometați și însetați căutând farfuriile și paharele. Și exclamară unul după altul: "Cine a mâncat din farfuria mea? Cine a băut din paharul meu? A fost un om!" Când cel de-al șaptelea se uită pe fundul paharului, văzu inelul. Îl recunoscu imediat și spuse: "Să sperăm că este al surorii noastre care a venit să ne caute, altfel am fi foarte dezamăgiți." Când fata, care ascultase totul din spatele ușii, auzi această dorință, intră în sală și, într-o clipă, toți se transformară în oameni. Și după ce se îmbrățișară cu sora lor, se întoarseră fericiți acasă.